Salut tuturor și bine v-am găsit la primul episod din Hărțile Haitei. Nu uitați, fraților, dacă vreți să faceți și voi o hartă și vreți să mi-o trimiteți direct pe Discord sau o lăsați pe Discord pe canalul mare, deci ori în privat, ori pe Discord pe canalul mare. Iar dacă vă place această serie și mai vreți să facem episoade, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share și de subscribe. Am foarte mare emoții pentru că este prima dată când joc o hartă creată special pentru mine și mulțumesc lui Wood pe această cale pentru că mi-a făcut această hartă. Deci hai să intrăm în episod să vedem ce trebuie să facem pentru că habar n-am absolut nimica. Let's go! Bun, fraților, suntem aici. Am intrat, bam, bam, bam. Ce avem? Bun venit, Fox, Fox Lex, e așa, e cu strigație direct. Hartă realizată de Wood, sper să te disezi pe hartă cu siguranță. Click pe semne pentru a le activa, ok. Bun, 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 avem pressure plate-ul ăsta, ne dă în direct night vision, bam, 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 frumos. Ia să vedem, reguli. Ok, reguli, ia să vedem. Unul subscribe la Fox de să facă, am citit, apucat, fără game, unul juca cu hack-uri, n-ave, nu știu de-astea, distrează-te. Aia zic, și nu fă de-alea, gata, atât, mamă. Mamă, bă, dar asta a fost cam rapid așa, Uture. Da, bă, nu știu, dacă mi-a apărut și mie chat-ul, mi-a apărut. Asta este că vreau să-s curios că ce a zis prima dată. Când am apucat să citesc tot. Să facă 2K și el 2K, zic. Fără game mode creative, nu jucă cu hack-uri, ok. Distrează-te, bam, 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 asta am văzut. Nu fi de la să sparge așa, atât, ok. Ce mai avem aici? Aici începe harta. Să alegi o armură ca o să ai nevoie cu metre. Mamă, oare am voie să mă uit? Cred că-s la fel, sincer, dar hai să vedem aici pentru povestioară. Pe chat, ok. Mamă, suntem angajați la McDonald's, let's go! Tu ești angajat la McDonald's? Mamă, 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 stai așa că trebuie să citim. Te-ți pregătiți chat pentru poveste, voi nu vedeți chiar tot, dar este ok. Și tu ești un angajat la McDonald's. Te zici și tu ca un om normal care se duce la muncă la ora 5 dimineața. Hai că mă trezesc la ora 5 dimineața, când vreodată o să mă trezesc la 5 dimineața. Dar ce să vezi, nici bine nu ajungi la lucru că deja simți cum ți se ridică mașina de pe asfalt. Mamă, aici am ajuns la mașină ca să scoți capul pe geam să vezi ce se întâmplă. Când scoți capul pe geam devii orbit de o lumină, bam, 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 puternică și decizi să bagi capul înapoi și să rămâi în mașină ca să nu piși pe geam. Hai că am scos doar capul, viața mea, am scos doar capul, într-un fel sau altul, da, da, da. Trec câteva secunde și observi că intri într-o încăpere albă și foarte curată, mamă, direct Matrix, direct. Te joci din mașină cu gândul de a explora, normal că nu eram direct, hai că nu mai zic. Dar explorăm pe jurimile, dar când te dai jos, auzi dintr-o boxă următoarea vorbă. Specimenul numărul 3469, haide, a ajuns pe navă, specimen direct. Tu nu mai ai de seama mesajul și continui să explorezi, dar mi se pare corect. Să ajung într-un loc, dar nu, mă, ce, nu, mă, să ai specimen numărul, ce rost are. Găsește o cameră unde îți vezi prietenii dragi. Woodward, domnul Leonte, aka Alin, Gabi și Ryder, care erau întinși pe masă și legați de mâini, în așa fel încât să nu poată scăpa. Mamă, mamă, vedeți că e și Alin aici, povește și Ryder și Gabi, toată lumea, mă, e super, super tare harta, până acum chiar îmi place. În fața ta apar doi indivizi înalți care te bagă într-un sac și te duc înapoi pe pământ. Atât, ar fi interesant, efectiv, misiunea ta este misiunea ta este de a aduce cel puțin unul dintre prietenii tăi dragi pe pământ împreună cu tine, înainte de a-i supune la experimente. Ok, deci trebuie să-mi aduc și măcar un prieten, ia să vedem, bă, arată cam la fel, ia să vedem, sunt la fel astea? Da, sunt la fel. Sunt la fel amândouă, mamă, ia vedeți ce avem aici, bam, bă, poison potato, nu știu dacă vreau, dar regeneration arc, mamă, ce arc avem aici direct și hai să vedem ce avem aici, bam, perfect, 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 suntem echipați și gata, bă, dar de armură nu mai, oricum avem enchanted golden apple,
cred că mănânc numai de astea până la finalul hărții. Game modul este Adventure și presupun că mi-a setat el tot ce am avut și aici începe harta, ia să vedem. Dacă tot ai început, hai să faci puțin parkour. Mai bine acum decât de mai târziu. Mamă, m-a băgat omul meu direct la parkour. Hai de capul meu, să vedem. Știu să fac parkour, bă, până aici am ajuns. Ia să vedem mai departe. Ce-i ăsta? Calcă aici dacă vrei să dai rage. Asta o să fie singurul cu... Deci dacă vrei să dai rage. Dacă vreau, mai degrabă dacă nu vreau, cred că trebuia să fie. Nu-i așa? Asta o să fie singurul lucru greu să-ți promit. Hai că îmi promite al meu dacă e. Bă, când făceam de-astea, eram mic copil, stați așa că trebuie să îmi reintru în mână. Puțin așa. Așa, bam. Așa, bam. Ia vedeți că sunt numărul 1 direct. Așa, bam. Mamă, și ce? Da, asta așa, mamă, trebuie asta. M-am complicat, chat, că dacă nu era bine. Ok, pregătiți-vă de rage. Cred că ăsta e episodul de 10 minute. Stăm la parkour-ul ăsta. De început. Bă, dar n-am cum să trișez și eu pe aici să sar mai repede. N-am cum. Mamă, dar mă lovesc de colțuri, de-astea, de toate. Stați așa, da, ok, astea, bam. Pentru că am schimbat versiunea și nu știam exact dacă mi-au rămas setările. Bam. 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 Și aici cum fac? Că aici sunt două scări, trebuie să sar altfel. Mamă, stați așa. Deci direct așa, bam. Și aici cum fac, mă? Asta e. Hai că mai pus o scară aici. Cine face și pe scara asta? Aici direct, bam. Oare... Cred că trebuie să fac așa puțin, stați așa. Oh shit. Urcă la bordul navei deja, mamă, atâta parcurs, bă, a fost, ai terminat primul nivel, nu uita că pe tăi că speră că tu vei ajunge să-i salvezi, asta zic. Bun, și acum? Și acum mai departe unde trebuie să ajung, viața mea, stai așa. Nu pot să ating ăsta, ok, păi și vreau să urc la bordul navei, cum ajung la bordul navei? Aici nu pot să sar. Cred că unul din comment blocurile astea nu funcționează perfect. Gata, chat, am reușit să ajung la bordul navei, nu, am fost doar eu idiot, pentru că trebuia să apăs click pe semne, că na. Ok, și acum ce trebuie să fac? Pe aici, am buton pe aici, păi am ajuns direct aici. Un joacă-te pe la butoane, poate găsești cel care te duce la holul navii unde îți vei putea găsi prieteni. Bă! Bă, stai așa! Bă, ce e aici? Bă, stai așa că... Bă, uite-l pe ăsta! Vai! Haide că ne-am dus direct. Direct fermă de XP, ce e aici? Nici am apucat să citesc. Stai așa, mai bag unde ăsta. Să fie treaba, bam, bam, du-te, băi! Du-te, ce-i cu ăla? Ăsta are sabie, are de toate pe el. Ce-i ăsta? Pune-mă pe Observer, ok, trebuie să-l pun pe Observer, deci ok, acolo e Observer, dar stați așa să știți că m-am apucat. A intrat în arvă, dar de... Atenție că entitățile necunoscute au aflat că un corp străin tu s-a infiltrat în nava lor, așa că trebuie să te lupți cu ei pentru a trece în următoarea cameră. Mă, ce ne-a făcut? Bă, ok, deci trebuie să trecem în următoarea cameră. Punem-o lângă Observer, dar trebuie să o secundă, gata. Se rezolvă, bam. Și cred că trebuia să fiu pe survival, cred că nu pe adventure, dar e ok. Următoarea cameră, ia să vedem.
Mamă, ai găsit unde sunt captivi prietenii tăi. Ascultă repede ce are fiecare de zis și alege pe cine vrei. Se alege pe cine vrei să scoți din navă. Between the click pe nume pentru a vedea ce zice fiecare. Ok. Să dau click pe nume. Pe cine salvezi, ok. Click aici după ce s-a terminat continuarea poveștii. Ok, deci trebuie să alegem. Mamă, domnul Leonte. Nu, hai să începem, uite de aici. De ce avea un dăsta aici? Ok, ok, ok. Deci îl avem pe Gabael, ia să vedem. Foxule, să mor eu, nu mă vrei să mă iei cu tine înapoi pe pământ, nu pot trăi în asemenea condiții și cine știe ce vor să facă ăștia pe aici, măi lei, măi, ia, Wood, ce zice? Mă, fost bă, dacă mă iei pe mine de aici, îți promit că-ți voi face orice, bă, nu știu ce să zic, ia să vedem, Word. Azi, funcție să așa. Ia o femeie de aici, lasă-i pe rumi, ești aici. Wow, ia să vedem, Rider. Bă, funcție, m-a ajutat cu ce ai vrut tu, ți-am dat sfaturi, te rog, scoate-mă de aici, să-ți trească ție familia ta, ai de cap, bă, e greu. Și Leonte, bă, nemul spus, nu salvează, mă, și jur că nu voi mai comenta în fața ta, doar scoate-mă de aici, bă. Mamă, și acum trebuie să aleg pe aici de cineva, pe cine salvezi? Pe cine salvezi? O secundă de gândire, chat. Da, și acum după o secundă de gândire, îmi pare rău, băieți, dar o să-l salvezi pe el. O alegere excepțională, pun pariu că dacă apăsam pe oricare din astea, tot asta scria. Da, bă, sincer, la link seamănă, probabil v-ar fi spus bă câine, da, asta trecem peste. Deci, stai, ok, l-am ales pe domnul, așa, Alin, ia să vedem, click aici după ce s-a terminat continuarea poveștii. Deci, cred că asta a fost, deci hai să vedem. Bun, ce trebuie să facem aici? Cred că trebuie să trec de astea, nu, trebuie să nimeresc astea cu arcul, ia să vedem, bam. Vedeți că sunt forță pe arc. Direct din prima. Hai mă, cum l-am brata fix pe ăsta. Așa, eu fac strafe-uri ca pe CS. Așa, bam. Bă, nu pot să trec, nu? Sau? Doar două lampe deschid cele două porți. Aaaa, ok. Doar două lampe. Păi și cum iau eu săgețile astea înapoi? Chat. Cred că pe aici mă duc direct de tot. Păi și am cam ghicii care sunt. Le-am cam văzut care sunt lampele, dar na. Nu pot să le apăs. Bă, ce viață complicată. Ce viață complicată. Gata, se... Deci așa, și trebuie și ăla... Bam... Și bam... Păi și? Cum ajung în partea aia? Alo? Bă, sunt sigur că sunt eu ceva, nu, ești nebun, ia... Stai așa, asta nu merge. Ia să vedem. Păi bun, am încercat să sar. E mare labirint invizibil aici sau care e faza? Mamă, stați așa că e jale. Păi mă rog, teoretic le-am nimerit pe toate, le-am nimerit pe astea. Nu pot să sparg astea. Păi, m-am dat pe survival. Următoarea cameră, da. O să mai facem așa din când în când, pentru că n-ai ce face, se mai întâmplă de când schimb harta, când astea.
Așa, hai să vedem continuarea povestii. Extraterestrii au încercat să facă o copie a Pământului pentru a vă păcăli, dar voi ați fost mai inteligenți ca ei și v-ați dat seama că este o copie. Acum fă-ți niște iteme pentru a sparge obsidianul din această cameră. Oh, shit. Am înțeles. Trebuie să găsim direct diamante. Stați așa, chat. Că ne apucăm de un survival corect corespunzător. Acum. Hai să vedem, să vedem. Chat, încă o dată, dacă vă place această hartă și această serie, nu uitați să apăsați pe butonul de like acolo ca să strângem cât mai multe like-uri și dacă vreți să mai faceți și voi hărți, puteți să mi le trimiteți pe Discord acolo, pe Mediafire. Le încărcați pe Mediafire și îmi trimiteți. Bă, aveam d-asta aici, da. Bam. Am păcălit și o lopată. Ia vedeți că suntem forță. Dar nu prea am ce face cu lopata aia, dar e ok. Și n-am cărbune aici, dar nu-i problemă. Direct, am găsit diamante. Deja am găsit un diamant. Ok, aici este bedrock, deci nu avem treabă. Dar cum fac rost de cărbune? Asta e întrebarea. Uite, aici sunt direct 2-3 diamante, dar îmi trebuie și mie iron, nu? Trebuie iron și chestii pentru a lua diamantele astea. Hai să vedem dacă găsim iron, dacă și n-a pus doar omul meu doar aici și niște cărbune. De fapt, nu trebuie neapărat cărbune, că pun lemn, dar ia să vedem. Haide mă, chiar n-am iron. Pă bune? Alo? Cred că trebuie să facem niște chestii. Stai așa, little clouds off, așa. Că ne trezim pe aici cu chestii random. Bă, tu nu-mi zici bă că n-a pus omul meu iron. Că e jale. Bine că am găsit diamantele, dar cu ce spargem diamantele? E întrebarea. Stai așa să-mi fac o scricică așa. A pus cărbune? Nu a pus, uite, dacă a pus cărbune, s-a pus și niște iron pe aici pe undeva. Dar stai să-mi fac un pickaxe de stone. Uite, cărbune pe aici, trebuie să spargem. Uite, am găsit și iron. Na, diamantele le-a pus așa repede, dar după aia a ascuns iron. Dar uite că văd că a pus mai multe. Adică n-a pus doar câte bucăți de iron am? 2. Mai îmi trebuie o bucată de iron. Și pe care scăpăm și continuăm. Uite, aici am cu o bucată de iron, perfect. Ok, a pus mult mai multe, mai multe chestii. Perfect. Bă, chiar îmi place. Până aici am scris și voi ce părere aveți despre hartă. Mie chiar îmi place și stă și emoționat. Bă, cred că nu o să mai am nevoie de astea. Nici de astea de pe aici. Hai să fac astea și bam. Și stai așa, mai îmi trebuie bețe. Bam, să fac un pickaxe de iron și acum să păcălim diamantele astea. 1, 2, 3, bun, perfect. Coafura rezistă, bam. Și acum astea le lăsăm pe aici, așa, bam. Ăsta arde liniștit și hai să spargem acest obsidian. Vedem. Am nivel 33. Bă, merge un enchant așa. Hehehe, spargem doar o bucată. Bun. Ce-a făcut? Am ajuns aici? Bă, a dispărut Alin. Scoate-i pe toți de aici. Ia să vedem dacă zici ceva. Dar zic același lucru. Am înțeles, zice aici, scoate-i pe toți de aici. Ia să vedem. Și let's go, băi, a salvat pe toți. Băi, acum să nu mă înjurați că l-a luat doar palic, am vrut să iau palic. Da. Ce să facem? Bravo, ți-ai salvat prietenii și ai terminat harta. Sper că ți-a plăcut harta.
Și pentru cei de pe episod, vă rog și pe voi să dați un like și share la Fox Azix. Să-mi dai și mie o notă la hartă, adevărat, lăsați în comentarii acolo o notă la hartă. Ia vedeți ce builder desăvârșit este domnul Wood. Ia să te uite aici toți prietenii, bine, cred că doar pe Rider și cred că ăsta e Wood. L-am recunoscut, dar cam asta este. Fraților, cam asta a fost și hai mă, bă, nu mai... Hai că îmi place cum decurge acest mirobolant joc. Fraților, cam asta a fost și harta. Eu sper din suflet că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, like, share, subscribe. Și uitați să-mi trimiteți și mie, dacă vreți să mai vă filmez și vouă harta, faceți harta și mi-o trimiteți pe Discord, în caz pe Mediafire, și pe aia, bam, mi-o trimiteți pe Discord. Cam asta a fost. Like, share, subscribe și noi ne auzim data viitoare. Ciao, bă! Pa, pa! You love her. A haunted, haunted house. Oh, could you love me now? A haunted, haunted. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too scared, get out. A haunted, haunted. I'm a haunted house.